tema e... Bună ziua, Ionescu! Bună ziua, Bartolomeu! Sunt încântat că te găsesc acasă. Dar știi că iara să plec? Mi-ar fi părut rău, cum n-ai telefon. Dar ce făceai? Lucram, scriam. Piesa cea nouă e gata? O aștept. Ia-l-o. Mulțumesc. Lucram tocmai la piesă. Da. Eram adâncit în lucru. Sunt surmenat. Merge, dar nu-i ușor. Da. Vezi, trebuie să iasă o piesă perfectă, fără lungimi inutile, fără repetări. Așa încât, vezi, reduc. Leandre nu-i de nasul ei. N-are averea celuilalt. Și ce mai scumpăți așa? Ba are unui mare bogătaș pe care o să-l moștenească. Toate averile astea care încep cu o să sunt vorbe în vânt. Numai ce e în mână nu-i minciună. Da, și poți să rămâi cu buzele umflate dacă te bizui pe o avere care e în mâna altuia. Moartea nu-și pleacă urechea la dorințele noastre și ai toate șansele să ți se lungească urechile dacă aștepți moartea cuiva ca să trăiești. Mitrofanușca, uite-te în ochii mei! Nu vreau! Hai, măicuță, ascultă-l! Hai, maică, ascultă-l! Ce să mă mai uit la el? Ce, nu-i unchiul meu? Ce să mai văd la el? Mitrofane, repet, uite-te în ochii mei! Nu vreau! Hai, măicuță, ascultă-l, nu s-o pară pe unchiulețu! Păi tu nu vezi ce frumos să holbează la tine? Hai, fă și tu ca el! Fă și tu ca el, hai! Mitrofane! Ești la o palmă de moarte. Haide-mi. Nu vreau să intru în păcat. Al mitor ți-a apucat de picioare și te-aș da cu capul de toți pereții. Dar nu s-a aflat adevărul, ține-i vinovatul. De mine să ieși de mie, fată, capul meu. În politică, scumpă doamnă, ca să-ți poți impune punctul de vedere, trebuie să fii cu cel puțin o palmă deasupra adversarului. De aceea, în general, mari oratori politici vorbesc din balconul clubului și de aceea s-a inventat tribuna, care este o mobilă eminament... Agricolă! Nu, politică. Eminamente agricolă este numai România. Eminamente agricolă este numai România. Un tip tehnician cu multă carte era coleg cu un altul, cum se aude, cu clase mai puține, dar cu multe rude. În schemă, chiar atunci, la orizont, a apărut un post mai mare, dar la pont, a doua zi la personal, din întâmplare, picară 8 scrisori de amascatoare. Vorbeau de unul dintre ei anume că nu e priceput și încurcă lume, că e șarivist și afemeiat, că până la urmă l-au înlăturat, iar celălalt să-l dă ușor în schemă. Și ce-ai de râs? Nu văd nicio dilemă spre postul cel atât de mult râvnit. A promovat dar omul potrivit. Fugi că n-ai humor deloc. L-au promovat pe calomniator. Tehnicianul din curs a fost eliminat și locul i l-a luat cel care l-a lucrat. Eu veselii tale nu-i văd rostul, dar poate unde eu sunt gâgă prostul. Descris de Topârceanu, Mussorgski-l cânta, un purice baladă a devenit cândva. Eu nu-i fac vreun elogiu, din contră îl desfid, m-aș transforma pe dată în spray cu puricit. S-a transferat pe mine la cinematograf și acum mă pișcă groaznic, acum l-aș face praf. Îl caut pretutindeni, dar el rezistă stâncă. Al naibii parazitul, teribil mă mănâncă. Cum îndrăznești tu, biet muritor, să te stricuri pe pământul meu și să-mi furi trandafirii albi? Monseniore, iertați-o pe fata mea, numai eu sunt vinovat. Tata, doar tata este vinovat. Și pentru asta sunt gata să plătesc. Dar și unui condamnat la moarte nu îi se poate refuza ultima dorință. Și care este dorința? Să mai văd odată pe fata mea. Uite-mă, tăticule, ești... Taci! Pe fata mea cea mică, monseniore. Și după aceea sunt gata să mor.
Și așa, dragii mei spectatori și telespectatori, sper că mi-am ținut cuvântul dat, cuvânt pe care mi l-am rostit la începutul carierii mele, acela de a iubi și respecta deplin și pentru totdeauna publicul meu.